întreaga viața mea școlară a fost legată de acel liceu. Eu am fost din clasa 1-a până am terminat liceul la aceeași școală. Pe vremea mea, în momentul în care am fost eu elev al acelei școli, era cel mai bun liceu din județ. Toți care doreau să urmeze o facultate și facultăți unde se intra foarte greu, medicină, drept, politehnică, urmau cursurile acelui liceu. Știu că și în momentul de față este printre cele mai bune licee din județ. În continuare lucrez cu foști colegi de-ai mei cu care am fost în liceu, așa cum am fost în liceu și acum facem parte din elita societății. Absolvenții liceului Traian Lalescu s-au îndreptat către toate ramurile de învățământ superior. De la politehnică sau economie, la artă și filozofie, de la medicină sau drept, la litere sau științe politice. Au împânzit întreaga țară. S-au răspândit pe tot pământul. Când am hotărât să devin elevă a Liceului Teoretic Traian Lalescu, am luat în calcul, în primul rând, faptul că era unul dintre cele mai bune licee din oraș și chiar cred că mi-a fost de ajutor faptul că am ajuns la acest liceu, că am avut profesori care să-mi deschidă, în primul rând, apetitul către biologie. Am mers la mate fizică. Știam că e cel mai bun liceu din oraș și fiindcă vreau să învăț cât mai mult. Materia învățată la liceu a fost foarte utilă. Puteam să merg la orice facultate vroiam. Am ales biologie, mă ajută foarte mult. Ce fac acum este interdisciplinar. Practic, unesc matematică cu fizică și biologie. Cum se împacă regia de film cu matematica? Lumea asta nebună a actorilor cu funcțiile și integralele. Sincer, n-aș putea să vă dau un răspuns, dar ceea ce știu este că în spatele tuturor lucrurilor există o algebră subtilă. Și probabil această algebră este cea care a făcut atunci în liceu să mă pot apropia de anumiți oameni cu care pur și simplu mă simțeam mai bine. Se transformă în prieteni cu care și acum, după atâția ani de la absolvire, mai reușesc să mă întâlnesc și mă bucur enorm că reușesc să mă întâlnesc cu ei. Nouă părinții ne spuneau că facultatea e perioada din viață pe care nu o uiți niciodată, nu e deloc adevărat, liceul pentru noi e perioada din viață pe care nu o să uităm niciodată. A fost cel mai fun moment din viață. Din liceu avem cam tot ce știm și ca și cultură generală și ca informații, dar și ca povestiri de televiziune. Practic cele mai haioase momente povestite live sunt de la liceu. Stimați, nu le mai spune lemefiști acum, le spune laleliști. Stimați laleliști, puneți mâna pe carte că uitați unde ajungeți, la Antena 1. Sunt câteva nume în liceul ăla care s-au afirmat în timp. E un super izvor liceul pe care, sau în care sunteți voi acum. Nu s-au schimbat foarte multe. Ne e tare dor de casă, ne e tare dor de profesori, ne e tare dor de colegi, pentru că de când am terminat liceul ne-am revăzut de vreo 5, 6, maxim 10 ori. Profitați cât puteți de colegul de bancă, de colegii de clasă, vorbiți mult între voi, fiți convinși că lumea vă va întinde o mână, dar cei din clasa voastră sunt singurii care vă și întorc. Să fiți plini de voi și de inspirație și de dragoste și de speranță. Salutul nostru, noi suntem Răzvan și Dani și am terminat liceul Traian Lalescu. În momentul în care alegi un liceu, odată trebuie să fie un liceu cu tradiție și Traian Lalescu e unul din liceele astea. Și apoi, atunci când ești puști, când ai 14 ani și alegi un liceu, trebuie să întrebi în dreapta și în stânga să vezi cam ce oferă un liceu dincolo de carte. Și cred că Traian Lalescu este liceul care poate să-ți ofere cea mai frumoasă adolescență. La Reșița am ajuns împreună cu mama mea, care a fost actriță peste 25 de ani la teatru din Reșița. Mama, până la urmă, după ce am dormit noi un timp într-o cabină la teatru, a obținut o locuință în cartierul Moroasa și sigur că de-abia se construise
o școală nouă în josul scărilor, se numea Liceul numărul 2. Era modern, era luminos și era și foarte aproape de casa noastră. Am fost la profilul de matematică informatică, mai mult datorită lui fratelui meu, pentru că el a fost acolo și mi-a zis tot timpul că acolo sunt clasele cele mai bune. Mă bucur mult că în liceu am cunoscut și oameni care au devenit mai mult decât prieteni, au devenit colegi de trupă. E un lucru minunat să cunoști oameni care pot să înfăptui ceva atât de mare. Am ales să vin la liceul ăsta din sfatul prietenilor al părinților, pentru că aici toată lumea spunea că sunt cei mai buni profesori. Pot să spun că perioada liceului pentru mine a fost cea mai importantă perioadă din viața mea. Venind la acest liceu, mi-am și găsit câțiva prieteni care cochetau și ei cu muzica și ne-am gândit să ne strângem și să încercăm să facem ceva, o trupă. Odată ce am intrat la acest liceu, am simțit nevoia de socializare. Fiecare făcea parte dintr-un grup. Fiecare grup având afinitățile sale, muzică, modă, am ales să fiu într-un grup în care mai târziu a ajuns să se numească Phaser. Chiar dacă am terminat un profil real, matematică, informatică, intensivă, engleză, a avut un impact foarte mare asupra ceea ce fac în Timișoara, în muzică. La început vroiam să aleg matematică, informatică, intensivă, engleză, dar pentru că am făcut foarte multă engleză în generală, părinții mi-au spus că ar fi mai bine să aleg informatica, e mai de viitor. Prima dată l-am cunoscut pe Răzvan Pomoja, chitaristul formației Phaser, pentru că am fost 2 ani de zile colegi de clasă. Răzvan fiind prieten bun cu Radu, l-am cunoscut și pe el și mai apoi pe Luci. Și în timp s-a format trupa Phaser, o echipă puternică, cunoscută în letele, pentru că toți am fost acolo la liceu elevi. Cultura. Solidaritate. Înțelepciune. Liceul Traian Lalescu, per aspera ad astra.